Școala a început în urmă cu o lună, însă manualele pentru elevii claselor a treia și a patra nu au ajuns încă în unitățile de învățământ, spre nemulțumirea cadrelor didactice, a părinților și a copiilor. Simona Burian este mama unui băiețel de clasa a patra, elev al unei școli din municipiul Suceava. Nici el și nici colegii săi de clasă nu au primit încă manualele școlare clasice și din acest motiv sunt nevoiți să folosească cărțile în format digital. Nemulțumirea mea este că, pe lângă faptul că suntem în plină pandemie COVID și anul trecut au stat săracii în online atâtea luni, așa, au stat în online atâtea luni, ei nu... Acum sunt nevoiți, chiar dacă merg la școală, da, fizic, chiar dacă merg la școală fizic, să învețe de pe acele, să citească de pe acele manuale digitale. De ce? Spuneți-mi, vă rog, dacă copilul a primit vreun manual. Vorbim despre un manual sau despre toate manualele școlare? Singurul manual care l-are copilul meu în momentul de față este o culegere care a fost cumpărată, primită ca și premiu anul trecut la finele anului 3. Da? Este singura carte din care el lucrează fizic. Restul nu are niciun manual, nici de istorie, nici de biologie, nici de matematică, nici de limba română, nici de educație civică. Niciun manual. Nimic. De ce eu nu a pus... Eu nu știu cum învață copiii ăștia. Deci eu am încercat, am zis, hai Adrian, hai să încercăm să citim de pe ceva. Nu, mama, că toate sunt digitale. Școlile nu au voie să pună la dispoziția elevilor vechile manuale școlare pentru că nu respectă noua programă. Când am sunat la inspectorat, așa mi-au spus că ar fi trebuit să le ia pe cele vechi. Dar fiind schimbat, cum se zice... Programa? Programa, da. Au așteptat astea noi, că era normal la început. Hai să zicem, o zi, două, trei, hai o săptămână, dar deja e o lună și de când am început școala. Nu? Nu este normal să aibă și ei manuale pentru fiecare obiect și plus de asta, doamna învățătoare se implică foarte mult, adică trage la imprimantă toată ziua fișe pentru ei, dar na, seara au de învățat de pe acele manuale. Am înțeles. Vă dați seama, un copil de clasa a patra, sunt 5 sau 6 copii la ei în clasă fără ochelari. Restul toți sunt cu ochelari. Toți. Nu e destul că anul trecut au stat în pandemie acasă și au făcut online. Și știți ce înseamnă online și ce e fizic. Acum îi impune să facă și lucrul ăsta, dar de ce? Contactat telefonic, inspectorul general adjunct al Inspectoratului Școlar Suceava, Ioan Puiu, a confirmat că elevii din clasele a treia și a patra nu au primit încă manualele clasice. De vină ar fi editurile care au câștigat licitația pentru tipărirea și livrarea acestora. Vestea bună este că problema se va soluționa în scurt timp. Ioan Puiu a anunțat că o parte dintre manuale vor ajunge la Suceava în cursul zilei de miercuri, 13 octombrie. Distribuirea se va face etapizat. Primele manuale vor ajunge la elevii școlii gimnaziale numărul 3 din municipiul Suceava.